Alegerile 2020 până la scrutin rămân zile numărate. Medicină din contul bugetului, tratament după hotare. Hidrocentrala electrică din Dubăsari, gata către iarnă. Bine v-am găsit, sunt Kiril Vacar și ora știrilor în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce evenimente se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Așadar, ne apropiem de ziua unică de votare. La moment, în comisiile teritoriale sunt desfășurate alegerile anticipate. La 29 noiembrie, în Republică, vor fi deschise 256 de sectoare electorale. Acum au loc ultimele pregătiri. Sunt montate cabinele, marchează liniile pentru distanță socială. Principalul e ca scrutinul să fie realizat în siguranță. Alegerile 2020. Cum va fi realizat scrutinul? În Comisia Electorală Centrală remarcă, alegerile vor fi desfășurate în conformitate cu legislația ce ține de carantină. Dacă vor fi încălcări, Centrul Informațional al Comisiei Electorale va reacționa imediat. Centrul Informațional îndeplinește următoarele sarcini. Creează condiții pentru informarea alegătorilor despre scrutin. Contribuie la examinarea plângerilor care apar în judecată, organele de procuratură și din partea comisiilor electorale. Informează despre totalurile alegerilor. În Centrul Informațional vor lucra și jurnaliștii noștri. Informația cea mai actuală despre alegeri va fi derulată de către primul post nistrean de televiziune. Duminică vor fi 5 ediții și emisie directă din studio. Comisia Electorală Centrală încă o dată reamintește regulile. Trebuie să aveți cu sine numai decât pașaportul. La intrarea pe sector, voluntarii vor repartiza măști și mănuși. Membrii comisiilor la fel vor dispune de mijloace de protecție. Distanța 1,5-2 metri. Milițienii vor monitoriza ordinea publică. Încăpirile vor fi dezinfectate. Pentru a evita aglomerația, intrările și ieșirile vor fi separate. E majorat numărul membrilor comisiilor electorale pentru a nu tărăgăna procedura de înregistrare a alegătorilor. Ziua scrutinului este 29 noiembrie, însă deja acum se poate vota anticipat, dacă există cauze. În conformitate cu legislația, cauza votării anticipate este plecarea după hotarele Republicii, deplasarea de serviciu. Acest fapt trebuie demonstrat documental. La fel, dacă persoana îndeplinește obligațiuni de stat. Spre exemplu, medicii și colaboratorii organelor de drept pot participa la scrutin anticipat în caz dacă vor prezenta certificatul de la locul de muncă. Vor fi câteva buletine. În orașele Republicii, alegătorii vor primi câte două. Unul pentru alegerea deputatului în Sovietul Suprem și altul în cel local. În afară de orașul Dnestrovsk, unde electoratul va primi 3 buletine. Aici vor vota și pentru candidatul în Sovietul Orășenesc de deputați Tiraspol. Alegătorii de la sate vor avea 4 buletine, inclusiv pentru șeful administrației de stat și deputatul Sovietului Sătesc. Buletinele se deosebesc după mărime și culoare. În așa mod, alegătorilor le va fi mai ușor a se orienta, iar membrilor comisiei a calcula voturile. Ziua unică de vot, 29 noiembrie. Alegerea poate fi făcută de la ora 7 dimineața până la ora 8 seara. Le recomand tuturor să vină la alegeri și să-și îndeplinească datoria civică. Desigur, voi merge și eu cu soția, respectând toate măsurile de securitate. E timp complicat, dar a forma puterea legislativă, reprezentativă, e necesar, căci anume aceste organe reprezintă opinia oamenilor și prin intermediul deputaților auzim oamenii mai bine. Cu atât mai mult că deputații Sovietului Suprem soluționează multe probleme, de la particulare la generale, și a participa la procesul legislativ e necesar. Fiecare glas e important pentru noi, pentru stat în întregime. În toate localitățile din Republică este întoi pregătirea către alegerile unice, inclusiv în cele rurale. În raionul Dubăsari, în ziua alegerilor unice, vor funcționa 25 de secții de vot, 13 din ele în sate. La Dubău sunt înregistrați 467 de alegători. Secția de vot, conform tradiției, este în baza școlii medii moldovenești incomplete. Aici lucrările de pregătire către scrutin sunt întoi. Am primit de acum listele cu toți alegătorii, am primit rechizitele care avem nevoie la alegeri, sala este pregătită, toate celelalte necesare pentru alegeri o să fie primite vineri. Pe listă avem 467 de alegători,
Sperăm că mai mult de 50% o să prezinte la alegeri. Eu să votez pentru viitorul Republicii, pentru condițiile normale a fiecărui cetățean a Republicii, pentru zâmbetul copiilor. Noi avem de acum bunătatea lângă noi, tot ce ne trebuiește, noi avem. Și eu gândesc că în viitor o să fie condiții încă mai frumoase și mai bune. Una din condițiile principale înaintate în ziua alegerilor, respectarea regulilor sanitare. La sectorul dat de vot, totul va fi organizat conform recomandărilor Centrului de Igienă și Epidemiologie. În ziua de alegeri, prima ce o să facem, o să dezinfectăm locul de muncă și o să mânăm la fiecare alegător masca de protecție și mănuși protectoare. Totodată o să măsurăm și temperatura corpului la fiecare alegător. În încăpire va funcționa și recirculatorul ultraviolet ce va purifica aerul, adică totul ce este cerut de normele sanitare în timpul pandemiei va fi respectat. Ședința Centrului Operativ pentru Profilaxie și Preîntâmpinarea Răspândirii Coronavirusului. Noi cifre. Plus 522 de infectați în ultimele 3 zile. Despre noutățile COVID în continuare. Prezidentul a menționat că în ultimele zile numărul pacienților externați e mai mare decât al internaților. În timpul apropiat nu trebuie să rămână persoane care așteaptă rezultatul testării în staționare. Practica testării expres va permite a cuprinde un număr mai mare de persoane. Rezultatul unor asemenea cercetări este obținut timp de 15 minute. În cadrul ședinței au informat despre furnizarea în țară a ajutorului umanitar. E vorba despre echipament medical și mijloace de protecție individuale. În Republica au procurat 10.000 de teste, așteaptă furnizarea a încă 20.000 de unități. Încă un aspect important al discuției, planul de acțiune în caz de creștere rapidă a numărului de bolnavi. Tratamentul la domiciliu e ultima măsură ce poate fi întreprinsă. Au abordat la ședință și tema vaccinării sezoniere a populației. Lucrul de imunizare a început deja. 26.000 de doze de vaccin contra gripei au fost repartizate prin instituțiile medicale profilactorii. Încă o întrebare, raționalitatea folosirii în perioada de iarnă în transportul public a mănușilor sezoniere. Potrivit medicului sanitar principal, acest lucru este admis, însă la alegeri prezența mănușilor din cauciuc rămâne obligatorie. Tratament după hotare. În anul curent, ajutor din contul bugetului au primit 405 cetățeni ai Republicii Moldovenești-Nistrene. Printre ei, mai bine de 50 de copii. Sunt persoanele care suferă de boli oncologice, cardiovasculare, ce au avut nevoie de protezare și alte servicii medicale. Мы располагаем цифрами, они показывают, что noi dispunem de informația că, comparativ cu anii precedenți, mortalitatea în regiune s-a micșorat. Conform medicilor experți, acest fapt se datorează realizării acestor programuri. Sunt multe opinii pozitive la acest capitol din partea concetățenilor noștri. Sunt într-adevăr realizate programuri care salvează viața oamenilor, protejează pacienții de invaliditate. La moment, specialiștii noștri încheie contracte de colaborare cu clinicile străine. E vorba despre deschiderea în Nistrenia a centrului unde vor fi realizate acele operații care până în prezent nu puteau fi făcute la noi. La fel, în guvern a fost propus mecanismul conform căruia copiii vor putea primi gratis consultații specifice în clinicile particulare, achitarea cărora va fi din buget. Ministerul Ocrotirii Sănătății elaborează inițiativa în cauză. Tamara Șefcova i-a dedicat profesiei 45 de ani. Munca a început-o în calitate de medic în policlinica de secție. Trata muncitorii de la combinatul de mătase din orașul Bender. În anii 80 ai veacului trecut a organizat serviciul de policlinică în cartierul Borisovka. Acum dumneaei conduce această instituție curativă. Tamara Șefcova împreună cu colegii întotdeauna au fost pe linia întâi. Мне хочется просто, чтобы все были здоровы. Doresc toți să fie sănătoși și fericiți. Pacienții să aibă grijă de sine și să știe că există o asemenea boală. Așa s-a întâmplat că infecția COVID nu l-a ocolit pe acest medic. Tamara Șefcova a suferit o formă grea. Au fost afectate 60% din plămâni. O lună s-a aflat în spital și a trecut tratamentul în secția de staționar. Mai bine de o săptămână a fost în secția de reanimare din spitalul COVID din Slobozia. Și în sfârșit boala este învinsă.
La moment, medicul muncește și tratează din nou pacienții. În timpul de răgaz, scrie versuri care se nasc în două limbi, rusă și belorusă. Până în prezent a scris sute de poezii și au ieșit de sub tipar deja 4 culegeri. Versurile sunt pentru dumneaei o grădină a sufletului, iar medicina vocație, căreia îi dedică viața. Mama ei a fost lucrător medical, acum și fiica, la fel, a urmat calea mamei și bunicii. Pui conservat, lapte condensat, ulei, unt, orez, hrișcă, zahăr, paste, cacao și numai decât vitamine. Mere proaspete, greutatea totală a setului 15 kg. O așa susținere alimentară în Bender au primit mai bine de 1000 de elevi cu înlesniri. Acum Direcția Alimentației pregătește produse și pentru copiii de la grădiniță. Oxana Zacordoneț e mamă cu mulți copii. Primește 3 seturi și spune că e un bun sprijin pentru familiile numeroase. În pachetele date sunt produse destul de calitative, necesare în orice familie. E vorba de tocană, crupe, paste, zahăr, lapte condensat și careva dulciuri pentru copii, inclusiv și mere. În Bender sunt 1500 de copii cu înlesniri de vârstă școlară. Părinții, la o pătrime din ei, au ales compensarea bănească. Ceilalți au fost pentru seturile alimentare. Școala numărul 15 din capitală are nevoie de extinderea spațiului. Instituția construită încă în timpul sovietic e prevăzută pentru studierea a 300 de elevi, însă învață aici 534. Acest număr nu asigură toate necesitățile cartierului Kirov. Din acest motiv, copiii sunt nevoiți să învețe în școlile din cartierele vecine. Ieșirea din situația creată există, de a încheia lucrările în blocul de studii pentru clasele primare, construcția căruia a fost stopată o perioadă îndelungată. Ele vor fi incluse în programul Fondului Investiții Capitale pentru anul viitor. Ne vom întoarce la soluționarea acestei întrebări în luna aprilie și dacă vor fi încasate mijloace în buget, Oleg Anatolievici a menționat că este real acest fapt și e posibil să încheiem lucrările de reparație a școlii către viitorul an de studii în luna septembrie. Totul depinde de finanțare. Specialiștii comisiei deja au verificat încăpirea. Ei au concluzionat că blocul de studii nu este periculos și poate fi restaurat în decursul anului. Hidrocentrala electrică din Dubăsari se pregătește către iarnă. A fost deja verificată activitatea tuturor hidroagregatelor, iar colaboratorii stației au efectuat antrenamentul pentru preîntâmpinarea cazurilor de avarie. Către geruri, hidrocentrala electrică a fost pregătită temeinic. La un nivel contemporan a fost efectuată modernizarea utilajului, reparate hidroagregatele. Iar regulatoarele vitezei, ce funcționau din timpul dării în exploatarea stației, au fost trecute la cele contemporane. Hidrocentrala este gata către iarnă. Principalul că în timpul iernii să nu apară în apropierea stației blocuri de gheață. Pentru aceasta, la întreprinderea există utilaj special care sparge gheața. În unele cazuri, ea este udată cu apă caldă. În caz contrar, poate apărea un baraj natural ce duce la urmări grave pentru hidrocentrale. Există nuanțele sale în funcționarea obiectului și în timp de vară, când temperatura aerului ajunge până la plus 40 grade. Atunci mai des este curățit filtrul utilajului, el adesea este înfundat cu scoici. Mai des sunt purificate și pompele. Fiecare timp al anului are nuanțele sale. Modernizarea hidrocentralei electrice va continua și în anul viitor. La moment este creat planul de business. În el deja este inclusă înlocuirea utilajului și construcția 4 obiecte pentru scurgerea apelor. Cam atât pentru astăzi, mai multe despre aceste și alte noutăți aflați în ediție de seară CAP și pe rețelele noastre sociale. Iar eu vă doresc o seară bună în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!